primul rând să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Titlul mesajului în această zi va fi Jertfa vie. În Romani 12 cu 1, Apostolul Pavel a scris: să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom căuta să răspundem la trei întrebări. În primul rând, ce este o jertfă vie? În al doilea rând, pentru cine este de folos o jertfă vie? Și în al treilea rând, cum pot să fie o jertfă vie plăcută lui Dumnezeu? 1. Ce înseamnă a fi o jertfă vie? Să ne amintim că în Vechiul Testament, jertfele aduse erau jertfe moarte. Un om, de exemplu, care voia să obțină iertarea păcatelor, mergea la templu, cumpăra un animal, iar animalul din momentul în care era cumpărat până în momentul în care era sacrificat, el era o jertfă vie. Trăia pentru cel ce l-a cumpărat. Tot la fel, fiecare din noi, din momentul întoarcerii la Dumnezeu, el este o jertfă vie pentru cel care și-a dat viața în locul lui, adică pentru Domnul Iisus. Și Dumnezeu să mă ajute să trăiesc cu adevărat pentru El și cât voi trăi pe acest pământ să fiu o jertfă vie. Pentru a înțelege mai bine sensul expresiei jertfă vie, vom aminti un sinonim al cuvântului jertfă, care este sacrificiu. Sacrificiu înseamnă renunțare benevolă la ceva prețios pentru binele sau în favoarea altcuiva. Sacrificiul este un cuvânt latin care provine din sacrum și facere. Sacrum însemnând o ofrandă adusă divinității, iar facere înseamnă a face. Sacrificiu, de fapt, înseamnă a face ceva sfânt. Și jertfă vie este exact acest lucru. A renunța la ceea ce îmi doresc, la planurile mele, pentru voia lui Dumnezeu. În al doilea rând, pentru cine este de folos o jertfă vie? Dacă vom citi Romani capitolul 12, vom observa trei aspecte. A. Jertfa vie este de folos pentru Dumnezeu. Romani 12 cu 1 la 3. Jertfa vie este de folos în al doilea rând sau B pentru biserică. Dacă citim versetele, de exemplu, de la 6 la 8, vom observa șapte aspecte care țin de slujirea creștină. Și folosul bisericii este notat de Apostolul Pavel în Roman 12, de la versetul 4 până la versetul 16. Iar în al treilea rând, să-i spunem ce, jertfa vie este de folos pentru mântuirea celor pierduți și Dumnezeu să ne ajute să ne implicăm viața în câștigarea celor nemântuiți. A treia întrebare la care vom căuta să răspundem este: cum pot să fie o jertfă vie plăcută lui Dumnezeu? Răspunsul îl putem găsi citind Romani 12 cu 1, unde vom găsi iarăși trei aspecte. În primul rând, Apostolul Pavel vorbea despre îndurarea lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să ne motiveze. Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Cuvântul tradus cu îndurare este, de fapt, compasiunea divină. Și motivația corectă în câștigarea celor pierduți în slujirea lui Dumnezeu este compasiunea divină. Apoi, un al doilea cuvânt pe care Apostolul Pavel îl folosește în Roman 12 cu 1 este: vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți. Aduce înseamnă a sta alături, a așeza lângă. La ce se referă cuvântul acesta, aduceți? În Romani 12 cu 19 vorbește despre răzbunarea, care este tendința naturală a unui om când cineva îi face rău. Și Dumnezeu să ne ajute să mă așez lângă El, să ne ajute să fim alături de Cel care ne face rău, să fim alături, nu împotrivă. Aceasta înseamnă să aduc o jertfă vie. Și un al treilea aspect pe care Apostolul Pavel îl notează este faptul că noi vom aduce o slujbă duhovnicească. În original se referă la slujba preoțească sacră, la slujirea pe care un preot o aducea la templu.
Dacă noi vom face cu adevărat din viața noastră o jertfă vie, vom face o slujbă preoțească sacră pentru Dumnezeu, pentru biserică și pentru câștigarea celor nemântuiți și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.